După ce a evoluat în prima ligă din Qatar, la Polistim, sălăjanul Marius Șorte a semnat la începutul acestui an un contract valabil până pe 31 mai cu formația Cusba Saint din Liban. De la începutul anului sunt jucătorul formației Cusba Saint din Liban. Sunt mulțumit de ce am găsit aici la echipă și sper să mă adaptez cât mai repede, a declarat Marius Șortea pentru Regio TV Transilvania. Obișnuit cu viața din lumea arabă din perioada când a jucat în Qatar, Sălăjanul a rămas surprins doar de nivelul de trai foarte costisitor. Aici, în Liban, traiul e cam scump. Mă așteptam să fie oarecum mai ieftin, însă mă voi obișnui, a precizat fostul voleibalist al rematului. Marius Ciortea a disputat de la începutul turului șase partide. În trei partide, echipa sa a reușit să se impună, iar în celelalte trei a trebuit să se recunoască învinsă. Marius Ciortea și compania se află pe locul 5 în clasamentul primei ligi din Liban, având un obiectiv oarecum îndrăzneț, clasarea în primele opt locuri. Orașul Cusba se află situat în nordul Libanului, la 70 de kilometri de Beirut.